prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și a poruncilor lui, și el spune, trebuie să vă iubiți, și cuvântul lui, ce se va întâmpla în viața noastră? Va fi această creștere spre desăvârșire. Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să, în toată pregătirea aceasta, să asemănăm tot mai mult cu El. Ce dragoste extraordinară Dumnezeu a pus în noi și astfel noi acum ne pregătim și lăsăm ca dragostea Lui în noi, în necazuri, să-și facă lucrarea desăvârșită.